Marian Pușca și împreună cu echipa tehnică vă urează toate cele bune și bună seara. Bun găsit la Arena Prahoveană. Să vă prezint repede invitații, că avem multe imagini de prezentat. Lângă mine se află Valentin Stănescu, antrenor. Bună, Vali! Bună seara, bine v-am găsit! Lângă Vali, ultimul mare talent al fotbalului prahovean, Nicu Nuță. Bună, Nicu! Bună, Nea Mariene! Mariane, nu Nene! Și un vechi prieten de-al meu, cum sunt și cei doi, fost jurnalist la cel mai temut ziar care l-a avut Prahova din 90 încoace, Șocul Cotidian, Paul Mine, director sportiv la CSD Blejoiești. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Vom vorbi despre juniorii Petrolului și la grupa 10 sau cum e asta? Under 10. Vom vorbi de frumoasa victorie pe care cei din Blejoi au obținut-o sâmbătă după amiaza contra liderului Dinamo București. O avantpremieră Petrolul UTA și dacă am început cu juniorii, vom termina cu cel mai vestit junior care l-a dat Petrolul. La urmă o să vedeți despre cine este vorba. Prima întrebare, Nicule, cum te simți? Mai ai avut o perioadă, sunteți frați de suferință. Da. Așa, cum te simți? Asta e cel mai important. Bine, bine, doctor. Yeah, ai trecut de perioada aia. Am o lună de la operația de hernie de disc, mă simt bine, am început antrenamentele și sper să fie bine. Am înțeles. Mă bucur. Vali? Mulțumesc. Din păcate și eu am avut un an extrem de complicat, din aceleași considerente. Timpul nu iartă pe nimeni. Ce să spun, o pot să debordez de optimism, dar oricum sper că în scurtă perioadă să pot să afirm că mă simt bine. Mă bucur, multă sănătate. Domn Paul? Da, suntem bine. Hai că ești suntem acum bine, de cai mare, bătut liderul, a fost acolo, am înțeles până dimineața a ținut repriza a treia. Nu, chiar acum... Da, pe lângă. Așa, ca o glumă, nu le-a pornit mașina arbitrilor și am rămas până mai târziu. Aha, când au venit și au plecat cu altă mașină. Da, a fost un meci frumos, a fost o seară plăcută. Când se închide cu o victorie, împotriva liderului, nu poate să fie decât frumos. Da. Moșu Goice a fost prezent? Nu, din păcate, meciuri nu a mai venit. Era unul dintre spectatorii fideli a echipei noastre. Dar, exact cum spuneați, un pic și vârsta își mai spune cuvântul, mai sunt și mici probleme. Dar să știți că e suporterul nostru din fața televizorului, pentru că noi transmitem meciurile pe canalul de YouTube și ne urmărește. Ce? Și mai și discutăm, ne mai dă cât un sfat. Da, da. Nicule, ce ne poți spune despre actuala ta grupă? Actuala mea grupă pe care o antrenez... E format acum 2 ani și un pic, 2 ani și vreo 2-3 luni. Au început copiii să înțeleagă cam despre ce vreau de la ei. E pe un drum bun. Câți ai în grupă? Am 24. Copii, da. Da. Și sunt dedicați pentru fotbal sau vin și pentru... mișcare, să zic. Noi facem o selecție, adică... A, deci s-a făcut trialul și acum a rămas spuma, să zic. Mai vin copiii noi, îi vedem și pe cei noi. Sigur. Te mai ajută cineva? Perioada asta cât am fost acum cu operația, am așteptat domnul Codescu Marius, șeful centrului, șeful academiei. Și pe dânsul i-am făcut invitația cât de curând. Care pe această cale îi mulțumesc pentru sprijin. Da, am revenit de okay. Săptămâna trecută la antrenamente. Totul e ok până acum. Dar tu cum ai început cariera? Ia dă-ne, că eu nu te-am întrebat. Cred că ești la mine la așa în vreo 20 de ani, cam la 15-16 prezent. Eu am început cariera la 7 ani, la Cutezătorii, erau la Casa Pionerului. Cu Nea Băltățeanu, da. Nea Virel Băltățeanu, făceam acolo chiar în față, era un teren de bitum. Și acolo am început, pe bitum, de acolo la o perioadă scurtă, cam de
nici un an, după aceea am venit la Petroluș, de atunci numai aici am rămas. Sigur, sigur. Și la Națională ai luat la rând toate grupele? La Națională, de la 14 ani, am luat toate... Dacă informația mea exactă, ai peste 80 de selecții. Da. La da, echipa da, Națională, da, da. Ți-a cântat imnul de 80 de ori, e ceva. Imnul da. României, e ceva. Cu cine erai la Națională în grupă? La început era, se formase lotul, era Nicolae Belizna, făceam la făceam reuniunea la fostul 23 august, acum Alia Manoliu, aveam acolo, făceam pe terenurile lângă. Nu mă, ne interesează cu cine erai în grupă, cu ce fotbaliști care... Acum mai la urmă, când s-a definitivat și lotul nostru, așa? Cu Prunea, Gică Popescu, Dan Petrescu, Daniel Sava, Cristi Sava, Jercălău... Burlean? Nu. A, nu. El era la Bacău. Poate mai omit acum da. Că... Ia zine, profesor, ai fost la angajatul Federației Române de Fotbal, lector. Ia dă-ne amănunte. Ai o tristețe, v-aș te mai văd. Spune amănunte, destinul de a-și putea să-l schimb. Ce să vă spun, a fost o experiență interesantă pentru că am putut să-mi explic. Cât a durat contractul? 3 ani aproximativ. 3 ani? Dar am putut să-mi explic multe dintre particularitățile pe care le sesizasem sau intuiam eu că le sesizez ale fotbalului românesc. Am putut să-mi explic de unde derivă multele lui limite, multele lui anomalii. Am învățat niște lucruri care sper să nu fie de folos în viață, în sensul în care, da, am văzut că nu, nu contează competența, nu contează erudiția, contează nu contează bani. Implicarea, nu? Contează aderarea necondiționată la valorile care se confundă cu interesele potentaților de acolo. Am învățat că diferit înseamnă periculos și că o opinie contrară este percepută ca un atac la autoritate. Am învățat că au fost puși impostorii să clocească soluții. La federații, te refer. Unde spuneți noastră. Așa. Să clocească soluții. Am învățat un lucru care și acum mă frământă. Mi s-a spus că, de exemplu, în procesul de selecție cu care evident că noi ne ocupam, fundamental e să găsești din cei 160 de copii care vin la faza finală pe cei care provin din familii monoparentale, pentru că mamele de regulă sunt dispuse să facă sacrificii enorme pentru copii. În toate planurile? Nu știu, eu mi-am pus această problemă și am ajuns la concluzia că probabil se făcea referire la faptul că un copil crescut de mamă, legându-se la indestructibil de aceasta și conștientizând brutal vicisitudinile vieții, e mai dispus să se înhame la muncă, să vădească seriozitate și să dorească să ardă etapele și să acceadă la un nivel profesional, fotbalistic vorbind, care să-i permită să-și întrețină familie. Da, deci iată că sunt multe aspecte care ulterior trecute în revistă, reanalizate, privite din alte perspective, îți oferă un tablou mai fidel asupra ceea ce la un moment dat crezi că ai înțeles trăind un anumit context, dar de fapt realizezi că sau a fost o himeră sau pasiunea a estompat toate carențele care definesc fotbalul nostru, pentru că nu putem să ne mințim. Fotbalul e un spațiu al penuriei neuronale, e evident. Mai e actual ca niciodată lucrul ăsta, din nefericire. E un spațiu al lipsei de morală, unde duplicitatea ține loc de strângere de mână. Și e un spațiu al malversațiunii, unde impostura agresivă se impune cu brutalitate. Da. Din păcate, ăsta e fotbalul românesc. Contextul social e normal că amprentează de o manieră ireversibilă, după părerea mea, ceea ce se va întâmpla de acum înainte. Eu îl plâng pe Nicolae pentru care această misie ingrată. Am lucrat până acum un an
într-un al doilea mandat, un an jumătate la Petrosport, și m-am confruntat cu niște probleme incredibile, dincolo de lipsa condițiilor de antrenament, în ciuda eforturilor făcute de patronul școlii, Iulian Cojocaru, lucru care m-a și determinat de altfel să renunț, pentru că ajunsesem să antrenez 30 de copii pe jumătate de teren și aveam sentimentul din ce în ce mai apăsător că mă prostitesc profesional, că îmi bat joc de viitorul lor și că efectiv bag mâna în buzunarul părinților, dar mentalitatea cu care, din păcate, este formată noua generație este una care treptat, veți vedea, va anula performanța în România. Poate par fatalist, dar uitați-vă și noastră ce se întâmplă. Au dispărut din lexic sacrificiu, suferința, da? Pasiunea în primul rând și treceți, vă rog frumos, pe lângă o școală în fiecare zi, eu o fac și mă uit cu durere în suflet că, din păcate, arare ori mai văd câțiva copilași bătând o minge. Dar asta este cauza. E adevărat, al context social, vari tentații, alse de valori. Dar ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, acest recul, da, vizibil, în ciuda calificării astea cu forcepsul, da, și cu contractul cu Zeița Fortuna la campionatul european, este îngrijorător. Da, mulțumesc. Paulica, ia de-ne amănunte despre... Vom avea și imagini de la partida de sâmbătă. Așa, per total, mulțumit colectivul de parcursul echipei până acum. Sunteți pe locul 2, mi se pare că cred că merge și la baraj. Da, locul 2 merge și la baraj. Așa, ia de-ne amănunte. Da, suntem mulțumiți. Suntem în play-off, suntem în lupta pentru jocurile de baraj de promovare în Liga a doua. Cum e circuitul? Cum cu e cu seria 3 a asta se de unde, bară. Din ce zonă? Afumați e lider. Afumați și Călărași sunt acolo, aici, echipele care se pare că vor merge spre jocurile de baraj. Și să joacă în cruce, nu? În cruce, da. Da, locul 1 cu locul 2, locul 2 cu locul 1, câștigătoarele vor promova direct, iar dintre învinse, cea mai bine clasată într-un clasament făcut al învinselor, da, vor promova 6 echipe. Suntem mulțumiți, suntem în play-off și lucrul ăsta ne dă liniște. Ca și anul trecut, am jucat la baraj, ne-am clasat pe locul 1. Ce zic eu că e îmbucurător, am dat șansa unor jucători tineri și foarte tineri să joace. Am încercat să le oferim o scenă pe care să fie, pe care să joace și să fie văzuți. De aici încolo ține și de ei, ține și de un pic de șansă, dar mai ales de ei. Dacă ne uităm un pic în lotul echipei noastre, în afară de Cosmin Lambru, care este jucător născut 1998, care este veteranul echipei, la 25 de ani, că nu are 26 împliniți, este cel mai în vârstă jucător. Majoritatea sunt 2002 până la 2007. Sunt jucători tineri, foarte tineri, și din această cauză și evoluțiile sunt un pic oscilante, momente tineri, Paule, când sunt încântători, momente când parcă nu sunt ei, dar asta este tinerețea. Cu bananele cum stați? Sunt tineri, nu? De ce au nevoie? Adică, da. Cașcaval, e la zi cașcavalul? Da, la zi. Toate drepturile sunt la zi. Nu sunt, cum să spunem, nu suntem o echipă cu un buget foarte mare. Și acum, sincer, proiectul ideal îl vedem și noi într-un anume fel. Nu suntem acolo, dar încercăm să asigurăm un minimum de condiții, astfel încât ei să se simtă fotbaliști. Știu că sunt doi juniori de la Petrolul, dați la voi, cum se prezint? Nu mai sunt juniori, sunt doi jucători. Sunt under. E vorba de Cătălin Tolea, care este jucător 2003. Și care mai este eligibil under pentru Petrolul și la anul, dacă va fi oprit, și Juan Pătrașcu. Cătălin Tolea e un jucător de bandă stângă, fundaș, mijlocaș. Juan Pătrașcu, un fundaș central, v-am spus, născut 2004. Jucători buni, jucători cu talent, acum ține doar de ei
să facă pasul mai departe. Pe noi ne-au ajutat, sigur. Sunt jucători care ne-au ajutat. Aveți o colaborare bună cu Petrolul, cu Petrolul, da, am avut-o întotdeauna. Nu, n-au fost probleme în sensul acesta. Am luat și noi juniori de la ei, am încercat să le sprijinim. Și ei au mai venit din când în când la noi, acolo s-au mai antrenat. Am încercat să ne sprijinim reciproc, astfel încât să câștige toată lumea. Sigur, sigur. Îmi permiteți o paranteză? Da, dacă și două. Permit să o fac pentru că antrenorul echipei mi-a fost mie elev. Da? Da, la licența. Deci Răzvan Vlad, un băiat extrem de serios. Și modest. Foarte și de realist și echilibrat, pentru care am toată considerația. Iar gruparea lor, fiindcă normal că sunt la curent cu ascensiunea etapizată, așa cum a fost făcută, a fost una extrem de bine gândită, fără forțări de destin, și au dimensionat foarte corect aspirațiile de etapă, astfel încât să nu survină ascensiuni meteorice urmate de căderi fulminante, cum se întâmplă. Și ăsta e un model de sănătate fotbalistică la nivelul Ligii a treia și ar fi de urmat pretutinde. Mă uitam pe clasament, vedeți Păuleștiu și Breaza, dacă nu mă înșel, să mă corijeze de mine dacă greșesc, încheie ierarhia. Altădată, dumneavoastră știți la fel de bine ca mine, Prahova oferea o întreagă serie de Liga a treia. Au fost și 8 exact, echipe, 8 echipe. Prahova în iar Liga a treia. Și de regulă, o echipă care promova nu revenea la nivelul fotbalului județean. Acum uitați ce se întâmplă. Asta atestă faptul că, din păcate... Păi nu, dar rămâneau locuri de asta. Și acum vor rămâne locuri, nu, Paule? Alt tragism. E posibil, e posibil să mai rămână locuri. Anul trecut plângea federația după locuri. S-a și schimbat regulamentul, pentru că, conform regulamentului existent la momentul respectiv, rămânea un loc neocupat. Și atunci, pe o situație extraordinară, au schimbat regulamentul și a promovat o echipă care nu câștigase barajul de promovare. A fost, nu știu, într-un clasament cea mai bună echipă. Da, îmi permis să vă întreb, vis-a-vis de ce spuneți mai devreme, dacă rămân locuri vacante, dacă există imposibilitatea de susținere a activității la acest nivel, da? În foarte multe zone ale țării, de ce mărim numărul de echipe în Liga 2 la 22? Pentru brigăți de arbitri, pentru observatori. A, deci din considerente care transced, de fapt, da, sănătatea unei competiții. Păi da, asta e. Hai să vorbim și de partida frumoasă de la Blejoi, de sâmbătă după amiaza. Dă-ne mai multe amănunte, noi avem și imagini și îți mulțumim. Și rog pe colegul Silviu să vă prezinte dumneavoastră cei de acasă imaginile și Paulica să ne și comentezi ce o să vedem. Da, a fost un meci... Stai puțin să apară imagine. Da, a fost un meci disputat până la ultima minge. A fost un meci în care Dinamo clar a venit să... Dinamo să... roșu, nu? Nu, Dinamo în alb. În alb, a. Noi suntem în roșu. Voia să-și consolideze statutul de lider. Noi aveam o revanșă de luat, pentru că în meciul tur din toamnă pierdusem și pierdusem clar acasă. Aici Cosmin Lambrun scrie primul gol după o greșeală a portarului lor, un portar experimentat, Fara, de altfel. Cu picior. Cine era portar? Fara. A, Fara, da, da. Da, un portar experimentat, dar cu o greșeală copilărească acolo. Și ce să spun, am avut și puțină șansă. Au avut cei de la Dinamo câteva ocazii în care Bara sau portarul Cotolan, Mihai Cotolan, a fost acolo înger păzitor. Am avut și noi șansa noastră să închidem jocul mai devreme. Nu am făcut-o, am făcut-o undeva spre final de joc, în minutul 83, chiar la această fază, un șut ușor deviat acolo și practic s-a închis jocul. Meciul în ansamblu a fost bun, a avut ritm, a avut de toate. Acum o să ne mai întâlnim cu Dinamo peste 3 săptămâni. Știi ce nu-mi place la voi, eu spun. Băi, tata, e un fotbal atât de plăcut, dar nu vine lumea. Nu este vorba numai la noi. Să știți, nu știu, că aceiași spectatori îi regăsim și la Păulești. Mai mult de 200 nu vin. Da. Nu-i păcat.
Da, la meciurile de baraj, la meciuri, la evenimente. Tu ai fost și la Măneciu, n-ai văzut Măneciu cum e? E tribuna nu arhiplină. Nu mai este, înseamnă că n-ai mai fost de mult. Nu, dar vine lumea. Asta, e, asta se întâmpla în alte, în alte vremuri. Nu, acum aceștia sunt spectatorii. Că mergi la Blejoi, la, la Plopeni, la Păulești, sau la Boldești, sau la Băicoi, aceia spectatori, 150-200 de spectatori. Acum vă spun o chestie, avem, noi avem, transmitem meciurile, din pandemie am început să transmitem meciurile de acasă, iar pe canalul de YouTube avem 8-900 de vizualizări pe meci, în condițiile în care avem 150-200 de spectatori prezenți. Da. Dar sunt vizualizări, deci lumea cumva s-a obișnuit, e comodă, stă în fața televizorului, ca și la Petrolul, de altfel, ați văzut. Doar, doar evenimentele umplu stadionul. Media. În rest, sunt acolo, 6, 7, 8 mii. Sau nu... mai, deci, să zic. Da, mulțumim. Nicolae, ia povestește-te, să ne povestești tu, anul de grație 2008, când Petrolul Ploiești, și datorită ție, a cucerit primul titlu de campion național la fotbal. A fost un an bun. Am preluat grupa de copii în 2007, când am venit la club. Și în 2008 am ieșit campion. Primul titlu pentru Petrolul. Cred. E, mai e un Petrolul Ploiești în 49, am vorbit și cu colegul Dragoș Trestioreanu, a fost așa s-a numit echipa aia, dar n-a avut legătură nici cu Juventusul, nici cu Petrolul din 52. A fost un Petrolul, a luat un titlu și atât. Da, am ieșit campionii la vârsta de 13 ani, deci eram juniori D, se juca 2-30 de minute. Am bătut în finală pe Fece Argeș 1-0. 1-0. Am jucat aici pe fostul Ilie Oană vechi. Da, da. Fostul stadion vechi. A fost un an bun, dar acolo invitat, am fost eu cu cameramanul. Ne-a invitat la Slănic, ați avut un cantonament frumos. Am intrat și eu prima dată în... Am făcut în zona salină, aceea vreo așa, 4-5 cantonamente. Mi-a plăcut cum te-ai comportat cu ei la masă, cum i-ai învățat lucruri din astea. Erai ca o mămică. După aia a venit finala, țin minte, și Bebe Uniță și cu Peco le-au așezat frumos în vestiarul echipei mari, tricourile frumos. Da, da. Băi, a fost generația 1995, nu? Da, 1995. A fost altceva pentru ei. Cu Ionuș Șerban, care din păcate are... Ce are, mai știi de copilul ăștia? Probleme. Pe unde? Mai știu joacă... că Bencea, copilul tău de suflet, că la știu asta. Bencea la Boldești, Adrian Ilie, mi se pare, nu știu că mai la, la Boldești. Da. Tot la Boldești. Mai am avut pe la Focșani, Liga 3-a, Pasăre Cosmin, nu știu dacă mai joacă, a jucat până anul trecut. Mai sunt care joacă pe la nivel de Liga 3, Liga 4, unii sigur s-au retras. Sigur, ia. E tragismul unei generații. Deci la generația respectivă, în momentul de care vorbește Nicu, eu eram director de programe. Aha. Și domnul Camil Oprișan, Dumnezeu să-l binecuvânteze, m-a delegat pe lângă Nicu să începând cu faza semifinală de la Bistrița, să aducem aminte, sau de la Reghin. Da? Să încercăm să luăm titlul. Și am adus un jucător care la momentul respectiv era considerat de excepție. Eu l-am văzusem la Teleajan. Da? Se numea Florin Prodan. După meciul câștigat împotriva... A fost și la Brazi. Da. Mare talent. Deci, după meciul câștigat în fața celor de la Școala Gică Popescu cu 3-0, el dăduse 3 goluri, la autocar ne-am trezit cu părinții celor de la Craiova. Mie mi-a fost frică de vreun incident, când încolo toți vreau să-i strângă mâna, să-l mângâie și să îl sfătuiască, să fie cu minte, fiindcă va ajunge un mare jucător. Filmam din păcate, și juca la Brazi. Deci și din păcate, în afară de Ionuș Șerban, toți ceilalți componenți ai acelei generații n-au
reușit pe măsura talentului și a orizontului de așteptare pe care clubul îl investise în ei. Asta e una din marile probleme ale fotbalului românesc. Rata foarte mică a juniorilor considerați talentați și cu date certe pentru performanță care reușesc. Și se corelează ce discutăm acum cu ce vă spuneam anterior, cu răsfățul excesiv care a ajuns să definească aceste generații, cu confuziile semantice care se fac, da? În accepția modernă, talentul acum trebuie interpretat ca o promisiune a unor fapte ce pot să vină, sau, cum în România se întâmplă în cele mai multe cazuri, ca un maxim atins prea devreme. Și, din păcate, întreținerea acestui răsfăț de către toți factorii, pentru că părinții, dacă au un copil pe care lumea îl cataloguează ca talentat, îl și văd ca fiind cel care să propulseze familia la un alt nivel financiar, clubul îl vede ca pe o sursă de înavuțire care să schimbe potențială. Destinele, potențială, da, acelei grupări, numai confuzii. Iar copilul pierde reperele, pierde contactul anteic, ajunge într-un delir oniric să se creadă mai mult decât reprezintă, devine neantrenabil și foarte, foarte rapid survine blazarea și apoi plafonarea și, cum spunea și Nicu, din păcate, renunțarea. Din păcate pentru Proda. Îmi plăcea. Era... Juca deci, în echipă cu, dacă, cu Vanilaz. Deci eu am fost și l-am luat, da. Da? Eu n-am idiosincrasii etnice și mai știu eu de altă natură. Eu am fost cu Mircea Bucur și l-am luat din Șatră. L-am dus la magazinele cumnatei mele și l-am îmbrăcat. Deci la propriu. Da? Știi pe Mircea. Normal că știi. Un mare pasionat. Am meciurile la, da? Teleagen. Noi eram la Teleagen în acea perioadă, da, cu Mircea. Da? Da? L-am luat pe copil la echipa mare. Nu putea face față, da? A trecut sporadic pe la Chiriță și, în pericol de a-l pierde fiind, l-am adus la Petrol. Da? Iar acolo a avut o evoluție excepțională, în turneul final, da? A cochetat cu lotul național, din păcate. Am avut șase copii din generația, da, 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 la lotul național. Mediul și-a pus nefasta amprenta. Asta e. Da. Asta se întâmplă, din păcate, e pecetea asta destinului. Înțeleg că băiatul lui este la fel de talentat, are un puști, da? De tot așa. Da, de la Chiriță, mi se pare, dacă nu știu. Înțeleg că la fel talentat, măcar să învețe, Florin, să învețe din greșelile pe care le-a făcut el. Știți ce e interesant, scuzați-mă că mă întrerup. În algoritmul modern occidental al devenirii, talentul nu e un ingredient. Acolo se pleacă de la pasiune. Deci premisa este pasiune. Un copil pasionat va accepta rigorile, va accepta munca, va accepta să vină regulat la antrenament. Muncind, evident că va apărea progresul. Acel progres validat de rezultate, de realizări, de opinii ale specialiștilor, generează încredere. Încrederea, care e un capital fundamental, generează creativitate. Creativitatea generează randament, da, valoare. Deci ăsta e algoritmul. Să vă spun ceva, Bumbescu, unul din cei mai mari fundași ai României, a fost un talent, da? Omul pe care îl stimez enorm, l-am iubit ca pe un frate mai mare, Dumnezeu să-l odihnească, Petre Butufei, a fost un jucător, da, talentat, eu l-am văzut cu capul spart și cu sângele și roind, cu capul îngheat adversarilor. Da, nu a fost un talent, dar prin atitudine, da? Da, prin, da, responsabilitate, derivată și evident din pasiune, Petrol, prin dragoste, nu se poate exclude, da, acest factor, a fost un fotbalist remarcabil. Da. Vedeți? Să vedem. Avem și imagini din 2008. Trebuie să vă spun că tot ce am cumpărat eu de la Arhiva Națională de Filme, le-am predat normal la Petrolul grat, cu titlul gratuit, au dânsii și actele. Eu le-am cumpărat, Eugen Goce m-a ajutat cu mașina. Mă bucur că să rămână peste ani. E ceva de dat de mine. Imaginele care vor fi sunt filmate de mine în 2008, câteva cadre, să zic, nu prea, mi se pare, vreo 2-3 minute, vi le oferim cu plăcere și să-i felicităm continuare. Pe la meciul prim... cu FC Argeș, la finală? Da, da, da. Hai să vedem, Sorine, și imaginele din 2008. Vezi că ai pus invers camera aia, mă? Hai, hai, hai! 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 Hai,
Compozitorule. Lasă să studieze, mă! Bravo! Felicitări ambelor echipe, bravo copii! Hai o poză, hai să o facem! Băi! Sus mai, sus! Hai să vă vedeți toți! Hai zâmbiți acum, da? Bravo! Petrolul!
Da, mulțumim, regia. Mi-au dat lacrimi. Imagini, deci, imagini foarte, trăit acolo, am foarte frumos. Da. O amintire frumoasă. Mulțumesc. Sper frumos să nu fie singurul titlu. Sperăm să nu. Sperăm să nu. Aș vrea să-l întreb pe Paul. În cadru au fost și doi colegi de-ai mei, Cristian Ghelescu și Ionel Luțan. Și m-a apucat așa un moment de tristețe. Cât eram noi, Paule, și aici la masa asta la Petrolul, eram peste 20 de jurnaliști sportivi și acum sunt vreo 2-3. Da, așa erau vremurile atunci. Trebuie la Șocul Cotidian. Ții minte că lunea, cum a conceput domnul Moroianu ziarul, lunea erau cronici de la toate meciurile de divizia, era atunci Deu. Bine, trebuie Liga, să înțelegem. La toate cronică, nu un simplu rezultat, cronică. Plus C-ul, plus B-ul, plus A-ul, plus Mândruțiu cu extra fotbal. Trebuie să înțelegem că societatea s-a schimbat. Ceea ce spui tu, așa glumind, spunem că era în secolul trecut. Atunci printul avea o anume putere, avea o anume valoare. De fapt, noi veneam și aduceam informația luni pe tarabă la prima oră, de asta erau și tirajele foarte mari. Acum televiziunea a preluat totul, canalele de YouTube și celelalte forme în care se transmit dau informația în timp real, iar tu ca ziarist ce poți să vii să dai a doua zi după ce toată lumea a văzut meciul în direct, a văzut declarațiile, a văzut absolut tot ce s-a întâmplat acolo în stadion. Și cumva e o altă formă. Da. Lumea așteaptă altceva. Nu mai poate fi ca acum 30 de ani sau 25 de ani. Eu am rămas nostalgic. Bine, suntem nostalgici, asta este. Da. Și nu ne comparăm cu generația tânără, îl spun eu. Tocmai, lucrurile s-au schimbat, așa. Vremurile s-au în schimbat primul rând, la jurnal și sportiv, trebuie să ne adaptăm. Trebuie să faci teren. Acum calculator. Păi nu e asta. Nu e așa. Faci teren. Chiar și ceea ce acolo, la fața locului. Chiar și ceea ce facem noi astăzi ține tot de tehnologie și de era aceasta modernă. Da. Hai să încet, vreau să ne adreptăm spre Petrolul. Cum vi s-a părut partida? Încep cu un jurnalist vestit de la Șocul Cotidian, Paul. Mâine, cum s-a părut partida de la Cluj? Atâta timp cât se bine termină că am închis gura domnului Boc. Este i-am trebuit foarte să-l bine. La casă. Faptul că la un moment dat lucrurile păreau că nu curg așa cum trebuie, da, putea să se termine și altfel. Dar aceste trei puncte sunt extrem de importante în, păi, în economia aur, campionatului. Cum am scris noi, exact, sunt puncte de aur. Mai ales că Petrolul are totuși meciuri grele. Și acum cu UTA, pe urmă Hermannstadt, Botoșani, sunt meciuri... Galați, Iași. Da, Galați, Iași, da. Toate meciurile sunt grele, iar punctele luate acum practic păstrează o distanță față de zona roșie și dă o oarecare liniște echipei. Da. Nicu, te-ai uitat la meci până asta? Păi da, bineînțeles. Ia zi. Concluzia ta. Concluzia este că a fost o inspirație a antrenorului pentru schimbările care le-a făcut. Exact cei doi care i-a introdus au da, făcut și greșeli, după părerea mea. S-au făcut și greșeli, dar inspirația antrenorului s-a văzut pe tabela. Ambii care au intrat, și Robiso și Iri, au dat goluri. Spre final au avut și Clujul o situație de a egala una peste alta. Este bine că vreau s-a să te terminat așa. Ce-i mai trebuie lui Robiso să înscrie mai mult? Că tu ai fost vârf, foarte imens talent. Ce ar mai trebui lui Robiso? Lui Robiso mai multă mobilitate în careu. El are obiceiul de a veni la primii, de a ieși mult din cadrul porții, ceea ce nu-i bine ca un atacant, mai ales el are și fizicul care îl ajută, are și forță, se poate câștiga duelul 1 contra 1, dar în schimb
iese foarte mult din cadrul porții, vine prea mult la... Păi și trage în fundașul după el, nu e bine? Păi da, dar în fața porții nu mai ai om de forță, nu mai ai om să dea cu capul. E bratul, că dă vine în ea. Cu capul, da? Nu cu capul, cu piciorul. Picior. Am înțeles. Asta zic eu. Și ar trebui mai mult să se implice în zona careului. În zona careului e un tip care are forță, are și îndemânare destul de bună cu piciorul. Și simte golul. Adică are poți să spui că e un om de linia porții? Este, a avut și reușite când s-a dus prin alunecare, acolo de un metru de poartă, din lateral, aproape de poartă, adică a dat golul grele. Dacă adică ar fi din... să te întreb în ultimul deceniu la Petrolul, la vârf, cine ar fi pe primul loc? Sau de cine ți-a plăcut? Ultimul, au mai fost ultimul și Roman și mai mulți. Asta înseamnă... Da, din 2012 încoace. 2012, păi da. Au fost vârfuri bune. Hamza, care e un jucător. Hamza, da, au fost vârfuri bune, dar și situația care erau atunci la fotbalul respectiv, la anul respectiv... Am avut vârfuri bune. Apropo de Hamza, mi-a promis că vine la emisiune, că suntem vecini. Am mai fost când eram la VBTV, a venit, i-a plăcut. Când mă vede pe stradă, îmi zice, domnul prieten. Da, Vali, partida la Cluj. Ca și viața. Luminează-ne. Ca și viața. Nimic n-are de-a face cu meritocrația. Hazardul, de multe ori, bagiocorește logica. 55 de minute în care o singură echipă a fost prezentă pe teren, la echipa gazdă, fără să fie o echipă nemaipomenit de bună. Apoi, în 5 minute, la două blocaje pe care eu greu mi le explic, cel puțin la primul gol, parcă era o invitație a fundașilor clujeni ca cineva să împingă mingea în poartă. Și ulterior, revenirea la scenariul anterior, o dominare nu neapărat sterilă, fiindcă a adus mingea de multe ori în care un petrolist, dar neîncununată de marcarea golului. Foarte multe rezultate impredictibile în acest play-out. Da? Dacă stai și analizezi cu atenție, vezi înfrângeri neașteptate, apoi victorii de nimeni anticipate, parcursuri pe tronsoane de campionat de excepție ale unor echipe, urmate de căderi inexplicabile, revigorări ale unor echipe considerate a fi deja damnate. E fotbalul mioritic. Eu, care am trăit pe vremea cooperativei, înțeleg și din alte perspective aceste Dar lucruri. Dar cum era în timpul cooperativei? În timpul cooperativei, deci, în primul rând, nu existau blaturi. Existau numai puncte de vedere originale asupra ceea ce înseamnă interesul comun. Exista o disciplină, o ierarhie, da? Adică nu puteai tu să te revolți vasal nou venit. Și mai era un aspect. Care? O echipă care era considerată a fi cea păstorită de cel care orchestra totul. De la Vistița? Nu știu, se distra cu Fiorentina și cu Juventus. Asta era marea diferență. Clar. Da. Ai noștri vor juca partida cu UTA cât de curând. Am o anumită statistică, ar fi în dreptul echipei Petrol 18 victorii aici pe Ilie Oana. Avem o partidă care cred că terenul de aici a fost suspendat în 56 și s-a jucat la București pe 23 august, au câștigat petroliștii cu 9-0. Știu că 3 goluri le-a marcat Zaharia, 3 Bădulescu, Anton Munteanu și Drăgan, parcă. Și mai trebuie unul. Și Robert Cosmo. Interesant e să vă spun o chestie pentru cei mai mici. Culică Bădulescu, care a înscris în acea partidă 3 goluri, a fost o partidă de aici pe Ilie Oană, 59, dacă ți-mi minte, cu Steaua, atunci era CCA.
Un spectator de la tribuna a doua a venit acasă. Nu e glumă, e fapt real, să știți. Puteți să întrebați pe cine vreți. A venit un spectator de la tribuna a doua, a venit acasă cu o cioară. I-a legat aripea și a aruncat-o în teren. Ca un făcut spre partea lui Voinescu. Voinescu era un portar așa mai suedez la culoare, dacă mă înțelegeți. S-a îndreptat cioara spre poartă, în amuzamentul întregului stadion. Voinescu vrea să o dea mai încolo, cioara nu vroia. Lică Bădulescu, la vreo 40 de metri, a văzut momentul prielnic și a prins o ștachie 1-0. Așa s-a terminat partida. Deci v-am povestit și ceva. Voinescu și cioara. Voinescu Țop. Țop. Fost o mare portar, da. Alce cea. El Iordache, Duc Adam, Lung, am avut portari. Mișu Ionescu, Sfetcu la noi. Și în ultima perioadă. Fane Preda. Da, gândiți-vă, apără Duc Adam, apără Tătărușanu. În ultimile decenii, practic, multe dintre rezultatele obținute s-au datorat portarilor. Sigur. De aceea... A fost școala aia minunată de la Iași, de portari. Școală foarte bună. Foarte bună. Dohot. Toți. Da. Și ultima, și ultima calificare tot datorită portarului. Da. De aia sunt contrariat, am auzit un comentator spunând că vis-a-vis de Horatiu Moldovan, care era un portar în mare ascensiune, că decât să aperi într-un campionat ca al României, nici măcar la o echipă de titlu, e mai bine să stai rezervă de lux, da? În umbra unui portar. Da, am rămas frapat de această afirmație și de alegerea lui. Da, fiindcă sunt convins că o recompensă financiară ar fi venit oricum, pentru că el era în mare ascensiune. Mă rog, e viitorul lui, viața lui, alegerea lui. E, părere, dar, e opțiunea lui. Vorbim de perspectiva să națională. Să mergem mai departe, avem ultima video. Avem ultima partidă când Petrolul a învins aici pe UTA. O vizionăm și revenim. Silviu, te rog. Superbul imn al ploieștenilor. Un meci extrem de important. A doua partidă a zilei. Play-out-ul a început sub semnul unui echilibru pregnant. Voluntariul a făcut 1-1 cu Hermannstadt și a strâns 18 puncte. Petrolul pleacă și ea cu 18 puncte, iar UTA pleacă doar cu 14 puncte. Dar atenție, UTA a beneficiat de rotunjire. Ea și FC Argeș, pe undeva ne putem aștepta la acest lucru. În play-off grozav, îl doboară pe Rico. A continuat faza, pasă pentru Dumitriu. Dumitriu, de ce atât de complicat? Anton reușește să-l păcălească pe Dua. E pasă lui Ubing, Ubing, olandezul se întoarce, este în care Ubing l-a păcălit foarte ușor pe Purtici, o șansă și un șut care nu trece de partea lui Anton. Ubing. Ubing trece, dă la poartă pentru Vâlceanu. Șut slăbuț al lui Postolachi. Primul șut pe spațiul porții, expediat de cei de la UTA. Pasa lui Irobiso. Budescu, pasă excelentă, Irobiso. Oh, Doamne! Intrarea lui Abed, pericol mare și este o ratare uriașă, uriașă a nou intratului Vili. Nu, n-a fost din cauza terenului.
Controlează bine aici Irobiso în duel cu Benga. Irobiso reușește să rămână la minge. Ideea nu era. Ia să vedem aici centrare. Balon respins pentru golul marcat de Dua. Zenico Dua, ivorianul venit la Petrolul, înscrie minutul 89, 1-0. Aș spune contrar cursului jocului, dar cât de important pentru Petrolul. Incredibil. Ce șut prinde Dua. Singura execuție de fotbalist din meciul de astăzi. Petrolul este pe locul întâi în play-out la acest scor. Iar Ruta se îngroapă și mai rău. Balon respins de Benga. Dar este vina mijlocașilor central, nu era niciunul pe mingea a doua. Șutul e bun, trece de câțiva jucători, vede târziu mingea Cooper. Ucrainanul nu mai ajunge. Prima a reușit evident a lui Mateus în Superliga. Ce gol important! Centrare bună și apără senzațional Vulceanu, dar haide, Cafagnonu. A, pentru că nu este, atenție, nu este offside, este o ratare a campionatului. Vulceanu apără magnific. Da, mulțumim regia. Stăm bine cu timpul. Domnul Sinescu a fost la federație acolo. Nu fără să dau un nume. Pentru ce să fac unii antrenori? Păi, ce veleități credeți că ar trebui să aibă un antrenor? Ce calități? Acum cine vrea și cine nu vrea, mă fac antrenor. Și după aia se plimbă ei în Liga 1, uite așa, parcă e omorișc. Și bine, rezultate ioc. Stau câte 7-8 etape, cer la început, îmi dai atât? Nu, vina, făcând o paranteză, nu e al lor. Vina e a patronilor care n-au niciun fel de structură analitică. Așa. N-au niciun fel de set de criterii. Eu vă dau un exemplu. Da? Angajezi și concediezi un antrenor de 9 ore, după care îl chem a 10-a oară. Ai un antrenor pe care de curând îl licențiezi în presă apărând cu niște afirmații critice extrem de pregnante vis-a-vis de activitatea lui. După care îl curtezi din nou și intenționezi să-l reinstalezi. Nu se materializează lucrul acesta. Pui un antrenor și la primul joc stai în tribună lângă antrenorul pe care, da, ai vrut să-l aduci. Deci e un spațiu populat de anomalii, da? De lipsă de criterii. A, astăzi, după o victorie, un antrenor e un al doilea Mourinho, mâine a devenit peste noapte un incompetent. Se mai întâmplă un lucru. Circumstanțe favorabile fac ca la un moment dat echipa să ocupe în clasament un loc superior celor preconizate. Deci ești mult peste obiectiv, da? Și ar trebui aici analizate, din punctul meu de vedere, situațiile Girona, Brest, da? Deci Girona, Brest, două echipe, Leverkusen. Sunt trei echipe care anul trecut au avut clasări decente, să le spunem, iar anul acesta sunt protagoniste în campionatele unde evoluează. Fără schimbări fundamentale. La noi se întâmplă următorul lucru, ca să-mi continui ideea. Echipa este mult în clasament peste ceea ce, da, putea oferi, mi s-a întâmplat și mie, după care, fără nicio investiție și peste noapte, patronul schimbă obiectivul, care devine unul absolut de neatins. În funcție de interese, cred. Nu știu. Zic în funcție eu. De iezmenii care îl înconjoară, de interese, cum spuneți dumneavoastră, de o falsă imagine pe care și-a creat-o asupra ceea ce reprezintă echipa și competiția. Evident, da, că de regulă nu poți să susții turnirul la același nivel. Și apare o alunecare spre locul pe care îl meriți. Este ca și cum, la un moment dat,
vrând să obții mai mult decât poți oferi, stabilești un obiectiv utopic ca să obții unul intermediar. Deci tu ți-ai depășit condiția, da? Ți-ai atins practic obiectivul stabilit inițial și depășindu-l și normal ar trebui să fii mulțumit. Dar nu. Revenirea la locul cuvenit constituie un eșec. Și de obicei se schimbă antrenor. Deci, mă scuz că te... Da, nicio problemă. Ar trebui să există un fel de mercurial. Păi, tată, tu ești la Liga 1 antrenor, mai mult de 5.000 de euro pe lună nu-ți dăm, că asta e viața. Și tu, ca jucător, 3.000. Nu mai fie explozia asta de prețuri. Din păcate, așa ceva nu se poate realiza, dumneavoastră știți. Că jucătorii sunt rușinos supraplătiți în anumite spații sau anumite locații. Păi, zi, uite, poate... ăștia de la Petrolul, că ce eu mă scuz, ăștia jucătorii români au 3 salarii, deci... restanțe. Jucătorii străini, 2. O angajații, și aici mă doare cel mai mult, ăștia, oamenii ăștia mărunți, cum cred unii, cu bani, care fac toată treaba, au 5 salarii. Păi ăștia n-au familii, domne, n-au și ei copii. Păi bine, vorbim deja de un fotbal profund bolnav. Da? Vedeți bine ce s-a întâmplat în Anglia, cu depunctările de rigoare, da? cu excluderi de echipe la nivel inferior. Asta ține de sănătatea fenomenului și de cei care gestionează, practic, destinele fotbalului. Dar că sunt fotbaliștii rușinoși supraplătiți, nu pot să susțin punctul acesta de vedere sau să-l infirm. Dar uitați-vă la handball. Sunt echipe de handball feminin, sponsorizate de primării, da? Care au bugete de 3 milioane de euro. Iar echipa ocupă locuri lamentabile, corect, după două cifre, la orice competiție mondială sau europeană. Și atunci care e beneficiu? Când sălile respective au 2000 de locuri amărâte sau 2500, deci nu constituie un punct de interes major, social, da? Și atunci stăm să ne întrebăm, care sunt rațiunile? Eu am văzut salariile în campionatul norvegian feminin, Norvegia fiind campioana mondială. La echipele din ultima treime erau salarii care nu permiteau sportivelor să se întrețină. Deci sportivele trebuiau să lucreze, fiindcă viața în Norvegia e foarte scumpă. Da? Astfel încât să-și asigure un trai conform cu spațiul social în care trăiau. Iar la noi sunt jucătoare care, da, și nu la CSM, da, câștigă 10, 12, 14 mii de euro lunar. Repet, pentru o finală de Europa League. Mi se pare foarte puțin. Deci la banii care bănuiesc, nu? Deci, eu vă întreb pe dumneavoastră, Final Four-ul ne-a fost inaccesibil, da? În ultimii ani. Mai vorbesc de câștigarea trofeului, de 6 ani am mai câștigat sau nu știu. Și atunci stau să mă întreb, echipa națională nu mai reprezintă o forță. E o cenușăreasă. Și atunci stau să mă întreb, de ce? Și tot ne amintim de titlurile mondiale care le-am luat noi. Da, se spune așa, că cine se lasă pradă nostalgiei, trebuie să admită că nu poate fi vreodată inteligent. Înseamnă că și noi ne situăm, da, în acest spațiu. Nu, eu cred că fotbaliștii, da, pentru ceea ce oferă în România, ar trebui să câștige, știu eu, salarii între 5 și 10, 12 mii de euro. Da? Cred că pentru fotbalul, nivelul fotbalului românesc, poate excluzând primele 2-3 echipe, ar fi nu ok. Nu contează că le dai, contează el când semnează, pe ce sumă semnează. Bun, să mai tai în jumate, mai... Păi, dacă ajungem la problema asta, păi, da, subversivă, fotbal, a comisioanelor, da, și a manipulărilor, aici e un teren lăștinos. Să vezi oamenii cerebrali care intră în fotbal, ca finanțator, ca... Bine, eu cred că totuși, vă dau un exemplu, domnul Șucu nu poate fi catalogat. Dânsul încă, eu v-am explicat dumneavoastră înainte de emisiune, marea problemă cu care se confruntă e că în fotbal de la săptămână la săptămână dubile iau locul certitudinilor și invers. Și el nu este obișnuit în business-ul lui planificat și cu rezultate să trăiască asemenea momente. Încă trăiește adaptarea. Adaptarea nu se face cu parizer pe capota mașinii. Asta e o iluzie. Nu așa strângi relațiile între etnii. Da? Mai ales nu în fotbal. Dar nu e căderea mea să analizez clubul din Gra, nu mă interesează. Dar la Petrolul, dacă aici discutam, a fost un moment crucial, cum se întâmplă în viața unei societăți sau chiar a unui om, când ai de ales între nimic și o soluție proastă. Nimicul evident nu e o opțiune, așa că s-a mers pe cealaltă variantă. Asta e.
Păi cam atât a fost pentru seara asta. Vreau să vă spun, datorită unor probleme medicale pe care le-am, ne vedem peste 3 săptămâni la Arena Prahoveana. Emisiunea de trap peste o săptămână trebuie să o fac, am contract. Țin să vă mulțumesc. A fost o plăcere, v-am spus, pentru dumneavoastră am venit. Nicolae, multă, multă sănătate. Mulțumesc și dumneavoastră la mă, fel, nemai. Așa, mai mă chem până la meci, că vin. Că da, cea mai mare. Totdeauna am venit. Paulica, trebuie să vin și la Blejoi. Ar trebui să vii. Ar trebui să vii. La baraj. La meciul de baraj. Păi, și că sunt cu noroc. Bineînțeles. Am 14 nu, baraje la rând filmate de mine, toate echipele prahovene au promovat. Nu-și propun promovare. Acum vreau să vă în încheiere, după părerea dumneavoastră, aveți o mare, 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 mare experiență. Care credeți că a fost cel mai bun junior din toate timpurile dat de Petrol? Mă referiți la devenirea lui fotbalistică ulterioară, adică, sau care a promis la... Nu, în momentul la, lui, în momentul junioratului. Nu știu, eu cel mai bun pe care l-am văzut, pentru că am lucrat cu el, da, a fost Prodan. Da, la momentul respectiv, în toate timpurile. E greu, că nu avem o imagine chiar atât de complexă, fidelă. Nu? Aici Nicu, nu ți-o lângă auzi, mine, el a fost un talent general de parte. Era așa, o clasă peste toți ceilalți. Nicu, da, din punctul nostru de vedere, uriaș, era... E corect, adică să spui că ești bun dacă te asociezi cariera ta să, cu un trofeu. Nu, trebuie să faceți o distinție, da? Talentul e o dimensiune, da? Da? Talentul grefat pe pregătire, pe suport fizic, se transformă în valoare. Așa. Valoarea plasată în circumstanțe favorizante devine randament. Ceea ce contează este randamentul, da? Nu practic ingredientele. Talentul și ulterior valoarea sunt niște ingrediente ale randamentului. Messi, da? Un extraterestru. Nu s-a simțit bine la Paris, da? Nu a putut să ofere ceea ce a oferit în toate nici celelalte situații. Nici Paris nu l-a adoptat. Da? Păi nu, asta vă spun. Nu e suficient talentul. Românul e considerat a fi... Am zis cel mai mare, nu cel mai talentat. Cel mai mare. În ce sens? În sensul că a câștigat un trofeu. Hai că... Ca junior? Să... Ca junior? Da. Păi noi când am câștigat trofee ca juniori, da, în 62, noastră știți poate mai bine ca mine, asta noi, aveam jucători cu 2 ani mai mari, cum am făcut toată istoria. Ce drag. Așa s-a făcut și la gimnastică, deci așa făceau toți din țările socialiste. Și atunci... Deci, dragii mei, trebuie să vă spun că singurul junior campion european dat de Petrol a fost regretatul Șoni Pav. Și aceste imagini pe care le-am cumpărat, păi dânsul mi-a povestit de lucrurile astea. Așa că... Urmează... Cu Ivoncescu și Pățe, erau 7 ani mai mari. În jur de 10 minute de imagini de arhivă, multe culori la vremea respectivă, și în 62 nu prea exista culori, sunt și imagini de aici de la Ilie Oana, s-a jucat o grupă. România a vins în finală cu 4-1 Iugoslavia. Să-i mulțumim, să le mulțumim tuturor și acolo sus, că majoritatea. Dacă îmi permiteți, mi-a povestit că s-au bărbierit și în pauză. Și eu l-am întrebat pe Neașunii, ziceam, ce faci, mă, ungure? Și zice aia, măta, așa, și i-am zis, bre, Neașunii, dar ce ai făcut cu medalia aia? De câte grame era? Era grea. Și câte carate? 22. Oho. Și ce ai făcut cu ea? Am topit-o, că mi-era frică de foci. Mi-era frică de foci. De foci, iau. Da. Eu am avut privilegiu, da, să lucrez în anii cât am lucrat la Petrolul cu Dânsu. A fost unul din cei mai adevărați oameni pe care i-am întâlnit. Era haios, era dulce, așa. Și un profesionist. Da, da. Cât... Păi era, să spunea că și un Ipal, Camilo Prișan, Iuhas, Nea Edi Iuhas și Costel Lazar, dacă se uită 3 minute la un fotbalist, ăsta ajunge fotbalist, ăsta nu ajunge. Au darul ăsta, așa să spune. Nu credeți? Ba da. Nu, există această abilitate, da, de a sesiza un anumit potențial, dar el este latent, da? Este la un anumit nivel. Ulterior, devenirea, da, este cea care influențează decisiv. Vedeți bine ce v-am spus eu. În Premier League sunt cluburi care cumpără juniori 14 ani, 13 ani. Și Hagi. Hagi nu ia din toată țara. Nu, ascultați-mă. Deci cumpără pe milioane de lire sterline.
da? Din acei cei mai buni juniori, poate din Europa, un procentaj de 2 la 1000 ajung să joace în Premier League. Dumneavoastră realizați? În România, unde, repet, răsfățul linge puii mizeriei până îi face mari. Da? Jucătorul este atât de prost direcționat și atât de prost valorificat din interese meschine, obscure, da, de grup sau microgrup familie, încât la un moment dat devine, cum v-am spus, greu antrenabil. Nu mai acceptă rigorile, nu mai acceptă disciplina, nu mai acceptă devenirea cu toate componentele ei și atunci în Occident nu face obiectul. Acolo nu se uită dacă ești talentat, acolo se uită dacă ai randament. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Multă baftă, Paulică. Cu cine joci de etapa viitoare? Jucăm cu Popeșle Ordeni acasă. E derby. Da, e derby. Derby pentru locul 2. Locul 2, da. Da. Venim acolo. Nicolae, tu ai ceva competiție? Am un campionat la juniorie unde particip cu Under 10. Am un meci acasă săptămâna aceasta cu CS Păulești. La Pleașa. Noi jucăm 6 plus 1 pe... E bun terenul acum? Este foarte bun. Da, foarte bun. Da. Și datorită căldurii. Da. Nu l-am mai amenajat, adică pentru copii e foarte bun. Am înțeles. Vali? Eu, ca în fiecare weekend, o să urmăresc tot ce se poate vedea, da? 12, 15, 18 meciuri. Când ai să încep să scriu o carte? Am scris o carte. Ai darul. De bucate. De terminologie fotbalistică. Așa. Când mă uit cu ce prostii e populat studioul de comentatori, sunt siderat. Deci am, să mă chemați odată, de 10 ani de zile am făcut niște notițe în care am notat inepțiile, debitate. Perle. Să mă chemați odată să le comentăm împreună. Da, și repet, am două televizoare, Digi și Orange, ca să pot vedea două meciuri simultan. Sunt la curent cu... Fotbalul e ca televizorul. Mulți se uită, dar puțin pricep. Bun, asta să zici că e o butadă, o vorbă de duh. Da. Nu, aici este, cum să vă spun eu, tragic. Sunt analiști în studio care nu posedă terminologia de bază, care confundă degajarea cu pasa lungă, da? Care confundă pasa în profunzime cu cea în adâncime. Aici e tragismul. Da? Și lumea se uită, ei... Oarecum, sunt formator de imagine la puținii telespectatori pe care eu, cum aveți și dumneavoastră, da? Și e păcat. La mine audiență mare. Mare, da, sunt conștient. Două, trei case. Și să pricep și la înlocuiri. Bun, aici fiecare e liber să opineze. Dar eu mă uit siderat, oameni care au jucat fotbal, unii la nivel de top. Și care mai sunt și creditați, sunt și creditați cu suspiciunea de competență. Incredibil. Iar ei... debitează numai platitudini, pentru mine supărătoare. Dar sonorul la minimum, mă interesează campionatele de top, preponderent. Drama cea mare e când urmăresc în paralel un meci din campionatul intern cu unul din Anglia sau Spania. O dramă, parcă ar fi sporturi diferite. Da? Dar îmi place că sunt conectat și asta mă ține în viață. Bun. Atât a fost pentru acest episod. Vă mulțumim. Încă o dată vă mulțumim. Și ne mulțumim, la Mariane. 1962, în special finala, e acolo și o semifinală România-Germania, că a fost o grupă semifinală, am bătut și atunci cu 3-0, a dat și Ion Ipan un gol. Bun, vizionare plăcută, toate cele bune și bună seara! Ne aflăm în ajunul ediției 1962 a turneului de juniori UEFA, cea mai mare întrecere fotbalistică din câte a găzduit vreodată țara noastră. Cele 19 naționale de juniori sunt gata de start. Pronosportiștii au zile de vârf, niciun calcul nu mai e cu putință. Cine ar putea rezolva o ecuație cu 19 necunoscute? Priviți pe unul din decanii de vârstă ai agenției Pronosport. Cât de mult ar trebui o mașină de calculat electronică? A dublat aproape în toate meciurile. Are un singur solist, Republica Populară Română. Deocamdată să ne amintim unde se joacă seriile. Deci, la București, la Brașov pe stadionul Tractorul, la Constanța pe stadionul 1 Mai, la Ploiești pe stadionul Petrolul și la Cluj pe stadionul Municipal. Și acum, hai până la Ploiești. E seria cea mai apropiată de capitală.
Oaspeții au fost uimiți de mulțimea construcțiilor noi. Iar fotbaliștii olandezi, în mijlocul cărora suntem acum, nu s-au mai săturat privind și admirând produsele uzinelor 1 mai, mândrie a industriei noastre socialiste. Să ne grăbim că începe meciul. Spectatorii cu broboade sunt juniorii englezi ai vestitului Billy Wright. I-au îmbrobodit sârbii cu un 5-0 și i-au scos din cursă. Astăzi se joacă derbiul seriei, Iugoslavia-Bulgaria. Bulgarii în alb, Iugoslavii în albastru. E un meci cheie. Juniorii bulgari, câștigători ai ediției de la Sofia a turneului UEFA, nu par impresionați de avansul iugoslavilor prin victoria netă asupra Angliei. Atacă juniorii bulgari. Fundașul Petrov acționează pe cont propriu, îl deschide lung pe Popov, care pătrunde, dar luftează în stilul lui Caricaș. Iugoslavii degajează și contraatacă. Interul dreapta, Miloslav Levic, pornește spre poartă. Mereu înainte. Davidov cade, portarul plonjează, poarta e goală, șut, bara redă echilibru partidei. Repriza a doua. Bacikov trimite înapoi la Petrov. Același Petrov controlează balonul, o pasă lungă înainte, dar jucătorii iugoslavi hotărâți să-și apere poziția de lider interceptează. Extremul stânga Korn câștigă încă o dată duelul cu fundașul Angelov. Îi pasează precis lui Feric, acesta prelungește la Miroslav Levic, care țâșnește spre poartă. A intrat în careu, dar portarul Iordanov blochează în ultimă instanță. Acum atacă bulgarii. Se joacă rapid, cu riposte imediate. Popov are mingea, pasează la Iordanov 2, acesta pătrunde, dar Poklepović prinde. Rezultat final, 0-0. Remiză de mare luptă. În clipa aceasta, iugoslavii sunt câștigătorii virtuale ai seriei. Republica Populară Română, Republica Federală Germană. După meciurile egale cu Belgia și Portugalia, echipa noastră susține meciul decisiv al seriei bucureștene. Juniorii români poartă tricouri închise. Închise e un fel de a spune. Operatorii noștri au fost prinși pe picior greșit și au încurcat pelicula, au filmat pe alb-negru. Să sperăm că tinerii noștri vor colora aceste secvențe cu frumoasa policronie a victoriei. Orice gol poate hotărâ pe campionul seriei. Lovitură de colț. Portarul german boxează, mingea ajunge la pal, șut, gol! Dar locul câștigat nu e încă sigur și lupta continuă. Gherghi șutează în bară. Mingea revine în teren la Popescu și din nou la Gherghi. Gherghi centrează la Matei. Matei cu capul trimite peste portar la Voinea. Gol! 2-0. Echipa noastră a găsit drumul victoriei. Atacând fără răgaz. Haidu trece de portar, intră pe dreapta, centrează Gherghei cu capul, intervine Dumitriu, gol! 3-0! Entuziasmul nu mai cunoaște margini. Învingătorii puternice echipe germane sunt purtați pe brațe. Am intrat în semifinală, hai România! Sunt 24 de ore până la cuplajul hotărător al semifinalelor. Capitala României a îmbrăcat haine de primăvară. Echipele participante se destind plimbându-se. 1962, frumoasa cupă UEFA zâmbește cuceritor. A respins rând pe rând 17 cântece de dragoste. Peste 80 de minute își va cunoaște iubitul. Începe marea finală. Dumitriu trimite la Matei. Feric interceptează. Intervine Pal. Dar mingea ajunge la Radosav. Radosav combină cu Kovac. Suciu apără. Dumitriu are mingea. Pasează lui Matei, care i-o dă înapoi. Dar Scribici faultează. Execută Matei. Portarul respinge. Scribici are mingea, pasează la Kovacevici. Korn. Kovac. Și apărarea noastră lămurește, iar acum atacă prin Haidu. Centrul înaintaș Kovac venit în apărare, acordă corner. Execută Haidu la Matei. Centrare. Și Poklepović boxează peste poartă. Matei demarează din nou. Centrează, dar Iugoslavia acordă un nou corner. Execută Matei. Și Gherghei reia prea sus. Un foarte rapid contraatac iugoslav poartă mingea la Radosav, care trage prin surprindere. Gol!
Suntem conduși în finală. O umbră de dezamăgire se citește pe chipurile spectatorilor. 80.000 de oameni se întreabă dacă juniorii noștri vor găsi forța morală necesară refacerii handicapului. Voinea pornește la atac, combină din nou cu Gherghei, dar Interul nostru este faultat în marginea careului. Matei execută pe sus, Voinea se desprinde, o lovitură de cap, gol! Uralele însoțesc formidabil la replica echipei noastre. Românii atacă vertiginos, Dumitriu combină cu Matei, s-a născut o nouă aripă. Mingea ajunge la Haidu, Haidu deschide pe Gherghei, șut, gol! 2-1, niciodată n-am fost mai aproape de victorie. Iugoslavii încearcă egalarea, dar apărarea noastră e la post. Pal interceptează, trimite la Popescu, șut, bară! Kovac degajează, mingea ajunge la Korn, Korn combină. Intervine Scribici care conduce, nu găsește partener. Și în cele din urmă e deposedat de Voinea. Jamaischi pasează lui Dumitriu. Dumitriu lansează pe Matei. Matei aleargă pe tușă, centrează și Poclepovici prinde. Matei sprintează din nou. Centrează, dar Voinea scapă mingea și Haidu trage pe lângă bară. E rândul aripei Gherghei Haidu să-și demonstreze calitățile. Mingea e la Haidu, schimb de locuri, Gherghei ajuns pe extremă, primește pasa, un nou schimb de locuri. Mingea e la Haidu care pătrunde fulgerător, îl fentează pe Gracianin, gol! 4-1! Triumf! Bucuria victoriei se revarsă în inimile copiilor fotbalului nostru și ale celor 80.000 de spectatori care i-au purtat cu gândul spre acest strălucit final. Domnul Carl Zimmermann, membru în Comisia de Junior UEFA, înmânează cupa capitanului echipei noastre, Mircea Petescu. Urmează cea mai frumoasă pistă a tinerilor atleți ai fotbalului, pista de onoare a victoriei. O strălucită victorie a sportivilor noștri în această mare întrecere internațională, desfășurată sub semnul prieteniei și al înfrățirii între popoare. Câteva zile mai târziu, în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române, tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej înmânează Ordinul Muncii clasa 3-a antrenorului Gheorghe Ola, antrenorului Nicolae Dumitrescu, jucătorilor Constantin Matei, Mircea Neșu, Emil Dumitriu, Constantin Jamaischi, Vasile Suciu, Dumitru Popescu, Ion Haidu, Vasile Gherghei, Sorin Avram, Florea Voinea, Mircea Răcelescu, Alexandru Pal și capitanului echipei Mircea Petescu. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej i-a felicitat călduros pe cei decorați în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului, urându-le noi succese în activitatea de viitor. Pe piepturile tinerilor noștri fotbaliști strălucesc înaltele distincții care îi obligă să muncească cu și mai mult devotament pentru gloria sportivă a patriei noastre.